Vreau să mă zic la data. Câte ani aveți? No, anul trecut vă filmasem parcă o clasă de copii, nu știu dacă erau de școală, de gimnaziu sau de grădiniță, cred că erau de grădiniță, așa, împreună cu educatoarele lor, la cumpărături la magazinul Lidl. O să vedeți că astăzi ne-am îmbogățit produsele la Lidl cu alte mizerii nenorocite de Halloween dedicate. Ce este extraordinar de important de reținut e foarte simplu și ideea e simplă și asta o vreau bătut așa puțin în videoul acesta simplu. Este că sărbătorile tradiționaliste, sărbătorile tradiționale cu care eram obișnuiți noi încep să fie convertite, să fie diluate, să fie scoase ușurel. Li se atribuie o altă conotație și ne îndreptăm spre sărbătorirea mizerilor de gen Halloween. Da? La Paște îl avem pe iepuraș, de Crăciun îl avem pe Moș Crăciun și prietenii săi. Dacă nu ați văzut video, vi-l sugerez. Așa. Și de acum perioada asta de înainte de început de post de Crăciun, de perioada de Crăciun, facem o minunăție și ne ducem copiii să sărbătorească țigănia, infectăciunea, mizeria importată de Halloween. De ce îi spun așa și sunt atât de categoric când descriu evenimentul ăsta de Halloween, țigănia asta, că nici nu știu cum să-i spun așa, importantă pentru unii și importată pentru toți. De ce o numesc așa și sunt atât de categoric? Pentru că eu am citit și alte păreri. Frate, deci n-am făcut nimic altceva decât să citesc și alte păreri. Da? Deci am ascultat destul pe ăștia care încurajează mizerile și care spun să fim deschiși la orice și să ne ascultăm poftele și instinctul să fim noi înșine. Deci vorba părintelui Savatie Baștovoi, dacă ești porc, să rămâi porc, așa. Dacă ești violator, să rămâi violator. Te ascultă de pe tine însuți, da? Cu alte cuvinte, mizerile astea nenorocite, nu vreau să devin acum fanatic, conspiraționist, exagerat, dar n-am ce să fac și va trebui să o dau spre zona asta. Și trebuie să recunosc că Halloween-ul, pe lângă cei care sunt brainwashed total și îl sărbătoresc, își mutilează copiii, metaforic vorbind, alimentându-i cu țigăniile astea de obiceiuri importante și importate, clar. Așa. Deci pe lângă toată chestia asta, care toți cei care sărbătoresc naiv, și mă refer la masa consumatoare de evenimente și de porcării din astea, mai sunt și alții care iau Halloween-ul extraordinar de în serios, da? Îl iau atât de în serios încât își dedică toată atenția anuală, să zic așa, pentru un eveniment de genul ăsta. Și mă refer acum la vrăjitori care există, mă refer la ocultiști care există,
așa, că dacă vă spun de diavol, o să spuneți că nu există. Deci mă refer la cei care într-adevăr acordă foarte multă însemnătate țigăniilor de obiceiuri și sărbători oculte. Ce vreau eu să vă transmit acum este simplu. Să observați două lucruri care sunt extraordinar importante. Sărbătorile Crăciunului au fost cenzurate, cuvinte cheie religioase sunt cenzurate. Și acum să fim serioși, că nașterea Mântuitorului, acum dacă și asta e rea, nu mai zic nimic. Dacă ar fi să ne luăm după boul de Bogdan Rădulescu, care a baciocorit toată ortodoxia și toată biserica și pe toți țenoriașii ei, nu aș face decât să fiu sub nivelul de meduză, care cred că cu siguranță gândește mai bine decât Bogdan Rădulescu. Deci pot să vă spun un singur lucru. Uitați-vă și vedeți. Nu vorbim de popii grași și hoți. Îi lăsăm pe ăștia deoparte să fie luați la rost și scoși afară din sistem, pentru că nu îi încurajez și nu i-am încurajat niciodată. Dar nu-i luăm în calculul scăturile astea de care toată lumea se leagă și toată mass media se leagă disperată să arate cu mâna spre ortodoxie. Vorbesc de cu curățenia din ortodoxie care a educat spre bine și spre frumos tot timpul. Nu știu dacă cineva de Crăciun sau de Paște a fost sau a rămas după un Crăciun sau după un Paște cu gusturi de răutate, răzbunare, negru și dușmănie, cum încurajează rahatul de Halloween pe care îl văd că își mărește întinde rădăcinile în societatea românească dornică de altceva. Societatea românească care e în derivă, abar n-are, ci că merg înainte cu telefonul în față, cu Pokémonul vieții și cu mizerile de nenorocite de lumi virtuale pe care tot mai mulți români le confundă cu realitatea. Vreau să vedeți un singur lucru. Fiți obiectivi. Fiți obiectivi, fiți critici. Nu luați totul de gata. Nu luați ce vă spun eu de gata. Nu luați ce vă spune nimeni de gata. Cercetați și vedeți. Iar dacă voi nu găsiți în spatele Halloween-ului cei care au inventat mizeria asta și alte o grămadă de desubturi oculte și porcării, nu mai spun nimic. Deci mica masă, consumatoare, o să mănânce și căcat, fără pardon, fără perdea. Pentru că spre asta se merge. Da? Dacă e frumos înfășurat, împachetat și nu conține gluten, o să-l mâncăm sau o să-l mănânci și pe ăla. Eu acum înclin să cred că nu o să-l mănânc. Sper în toată inima să mă păstrez așa de atent la alegeri. Căutați, vă rog, despre ocultism în Halloween. Căutați, vă rog, adevărul despre Halloween. Este pe YouTube urcată de mine o emisiune de câțiva ani de zile, care este mai mult decât explicită. Și să spunem că există multe exagerări, da? În ceea ce privește Halloween-ul, că despre asta vorbim. Și să spunem că asta e. Dar este negru pe alb. Am ajuns să umblu cu morți pe mine, să umblu cu sulițe de diavol, nu de Neptun, de diavol, și să mă joc cu ele. Am ajuns să apreciez răzbunările și incantațiile care sunt reale din Harry Potter. Toate mizerile astea nu duc decât la o generație care va fi obișnuită, în ghilimele, să ia în derâdere tot ce înseamnă negativ și rău. Vorbiți cu oameni care știu psihologie educațională, ascultați-l pe Virgiliu Gheorghe, ascultați-l pe cei care știu ce vorbesc
și încercați să nu vă mai lăsați copiii consumatorii. Voi, părinților, sunteți filtrul prin care mizeria este oprită să ajungă la copil. Pentru că el ia absolut tot, nu are un sistem imunitar, metaforic vorbind, iară că îmi place cum sună, nu are o sită atât de bine dezvoltată să știe ce să aleagă și ce să nu aleagă. Iar dacă voi nu vă faceți rolul de filtru pentru copil, nu veți face decât să creați un nenorocit îndoctrinat de mic, care la rândul lui va face alți nenorociți indoctrinați de mic, de mici. De mic, da. Ați înțeles ce vreau să spun. No, lăsând deoparte greșelile mele gramaticale și poate lipsa de coerență, nu îmi doresc decât să rămâneți în cap cu... Să nu uitați că sunteți oameni și aveți datoria de a fi critici și de a citi ingredientele produselor pe care le mâncați. Asta presupune și mizerile mediatice care ni se bagă sub nas, drept bune. Astea sunt toate din țara Bârsei. Nu vă pot dori decât un sfârșit de an minunat, o toamnă calduroasă și, cum se spune aici, în zona frumoșilor din Transilvania, egeș, toate cele bune. Doamne ajută!